Scriitorul George Popescu este autorul volumului Monografia critică Marin Mincu, Narcis între oglinzi complementare, literatura ca probă existențială. George Popescu este unul dintre apropiații și confidenții marelui critic și teoretician literar Marin Mincu, dispărut prematur la doar 64 de ani în anul 2009. Îmi place să cred că Marin Mincu, cu exigența ei caracteristică și cu spiritul de autoironie pe care îl avea în pofida orgoliului exacerbat, semnul unui orgoliu exacerbat este tocmai anti-orgoliul care punctează de fiecare dată într-un proces dialectic mândria de sine, îmi place să cred că lui Marin Mincu i-ar fi plăcut. Ar fi fost o carte pe placul lui. Scriitorul Marin Mincu, laureat al premiului Herder în 1996 și al mai multor premii prestigioase din peninsulă, a marcat în opinia lui George Popescu miezul literaturii noastre din ultimele 4 decenii de o manieră mai importantă decât sunt unii dispuși să accepte. Eu nu cunosc un scriitor de o vehemență, în sensul cel mai bun al cuvântului, al termenului, de o tenacitate românească, de atașament la valorile culturii românești. Mincu a fost pentru generația 2000 chiar mai mult decât a fost Nicolae Manolescu pentru generația 80. Într-un moment în care nimeni nu îi asculta pe scriitorii tineri, Mincu le-a oferit o tribună. Marin Mincu a fost un apropiat al mediului universitar craiovean și a rămas în istoria literaturii românești ca unul dintre cei mai cunoscuți critici literari, dar și ca un specialist în literatura italiană cu stagii profesionale îndelungate în Italia.